Oameni buni, cei care sunteți prieteni cu el pe TikTok, ești blocat, am blocat. Să nu văd nimic. Dar prima ocază care tot îmi ia videoclipurile și mă pun la lui. O să dau mâna poliției. Că după ce m-au înjosit, m-au făcut în tot fel și-au pus melodii de despărțire și pentru că mai suferă după fostele lui, ai fix problema lui. Dar eu l-am început, înainte cu 3 zile, l-am început cu mine cu certurile. Și am zis, băi, omule, schimbă-te, măi, omule, ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? M-am spurcat. M-am făcut în tot felul. Măi, oameni buni, n-am greșit cu nimic, jur! Că n-am făcut nimic. N-am greșit cu nimic. El a greșit față de mine, oameni buni. Ia să vă zic eu ceva. A pus el și m-a blocat ca să nu văd eu. El a căutat toate motivele. M-a josit, m-a înjurat, m-a spurcat, m-a băgat pe la gură. Să mă iertați că vă zic. Dar, am văzut și comentarii care scria la Ionut și el a răspuns înapoi. În fine, e mama la copilul lui, bineînțeles. Marieta, n-am nimic cu tine, mică. Dumnezeu să dea Dumnezeu să vă împăcați. Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. Ionuț, nu ești bărbat. Mi-ai luat videoclipul și te mai pus acolo la tine. Oare de ce? De ce n-ai făcut duie dacă te ținea șmindru? Și ai scris despre mine, nu? Nu-ți dă ție oamenii dreptate. Ok, dacă îți dă ție oamenii dreptate, mie să nu mai dea dreptate, ok?